Da, domnul Constantin, spuneți că v-ați născut în România și că v-a prins revoluția și că v-a prins revoluția la Reșița. Da. Povestiți, vă rog, ce rol aveați acolo și cum de s-a întâmplat să fiți rănit. Deci, încep cu dragii mei dragi, materialul ar avea un gust de ginger, dar fiecare înțelege ce vrea din el. Ghimbir ca antibiotic acum, pe timp de pandemie, da? Da, 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 okay. Avem nevoie pentru că pentru imunitate. Da, pentru da, da. Imunitate. Deci, ce rol am avut? Am avut un rol de... cum îi se spunea pe vremea aia, golan sau huligan, ce erați? Golan, huligan, eram de un toate. Mare huligan, da? Da? Și am participat activ la această cum adunare. Ne-am adunat tineretul, am fost curioși, curiozitatea a fost la început, ne-am dus la Consiliu, m-am dus prezent la Consiliu și am avut o activitate destul de activă și de cum să zic eu... Pașnică, nu? Da, pașnică. N-ați avut și arme, n-ați toată... devastat sedii? Nu, nu, păi de, nu, eram, păi cum poți să faci așa ceva când toată viața ai fost o mică oiță care te-ai dus și te-a plimbat cu zăhărelul. Ai fost toată viața un obiect. Nu, păi dar cum aveam voie și... Nu, ne era și rușine. După două zile de nemâncat, nespălat, condițiile care se supuneau în perioada aceea, pentru că am luat cu asalt în toată regula de artă, bineînțeles că eram noi, pentru că noi eram niște profesionali, niște, dar noi nu știam, cred că noi suntem niște profesionali. Am luat cu asalt Consiliu, am început să se facă puțină ordine. S-au repartizat, eram câteva persoane, eram 10 persoane. Am primit, cum să-i spune, un ordin, dacă aș putea să-i spun, de la un coleg care și el a fost activ pe vreme, îl chema Rădulescu sau mai știu, nu ignorez numele lui, nu știu nici dacă mai trăiește, pentru că eu nu mai am mai avut contact cu nimeni. Și a trecut mult, 30 de ani de atunci. Exact. 30 de ani ce este? Este două vieți, dacă o luăm așa, pentru că alții n-au avut oportunitatea să trăiască până la vârsta de 30 de ani. Și atunci noastră aproape 30 de ani aveați, nu? Erați în vârstă, da, de 29 de ani. Așa. 29 de ani, da. Deci a trecut încă jumătate de viață de atunci. A trecut încă jumătate de viață. Dar eu am rămas același. Colegul v-a spus, v-a comunicat că se întâmplă ceva la tipografie? Da, 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 vreau să spun că de atunci au trecut 30 de ani, sunt nevinovat și trăiesc o viață plină de traume și de întrebări. Deci povestiți, v-au trimis, v-au invitat, colegul, v-au trimis la tipografie și acolo v-a așteptat glonțul. Nu m-au invitat. Pe undeva mi-au ordonat, pentru că începuse să se facă deja nou sistem, conducere și așa, și m-a ordonat, atenție, e cuvânt greu, ordonat, să mă prezint la tipografie. Eu nu aveam nicio... Să mă prezint la tipografie pentru că sunt probleme. Acum era un fel de gărzi populare sau ce era asta? Un fel de puterea poporului. Gărzi. Nu, domnul Oleg, chiar așa se numeau, gărzi populare, da?
Exact, se chemau gărzi patriotice. Ok. Aveți o memorie de elefant. Aveți o memorie de nu, elefant. că nu știu, că nu eram. Mă uitam la televizor atunci și eram încă minor. Păi da, dar oricum rețineți niște detalii care sunt importante pentru alții. Și atunci ne-am îndreptat spre tipografie, neavând mijloc de transport. Și nu ni s-a dat, era în perioada în care nu ni s-a dat în dotare nimic, nicio armă, nimic, pentru că eu eram apt, deci știam să utilizez, să maniez o armă. Cum a fost timpul după aceea că s-au dat arme și nu știu ce s-a mai făcut, asta nu mă mai interesează. Mergând spre tipografie, eu și colegul meu, Ilie Brânzei Silviu, am trecut prin fața liceului numărul 2 din oraș, Reșița, și am fost împușcați. El în mână și eu în spate. După câteva ore am fost dus la spital, am fost operat. După câteva zile s-au auzit niște zvonuri prin spital, că nu știu ce, nu știu cum. M-am speriat și am părăsit țara nu în mod fraudulos, bineînțeles, recunosc să fiu pedepsit. Adică fără De pașaport Ceaușescu. sau fără... Da, nu, fără pașaport, fără... Cine și de unde se dădea în epoca aia pașaporte și cine avea pașaport atunci? Eu nici... Nu. Și Nu cum ați era plecat nimic. Rănit cu glonțul în burtă sau unde era, în spate? Nu, glonțul era în spate. Nu, am spus, am precizat. Glonțul mi s-a scos. A, s-a scos. Pe data de 24 dimineața, când mi-a ajuns rândul, am spus când mi-a ajuns rândul la spitalul județean din Reșița, pe care nu-l mai iubesc, că m-a părăsit. Adică m-a părăsit. Nu s-a scris în acte că am fost răniți, că nimeni nu se aștepta. Doctorul se uita la împușcătură ca la un film cu porno, că el nu știa ce. El n-a mai operat în viața lui pe împușcătură. Asta este o meserie, este o artă. Nu... Și mai ales cum? Am fost operat, mi s-a dat glonțul pentru că glonțul a rămas în mine. Deci eu aș fi primit un glonț ricoșat, i-ar spune. Ar fi lovit copaci, stâlpi. Colegul meu a primit un glonț, dar i-a trecut prin mână. Poate același glonț m-a lovit pe mine și s-a oprit în mine. Deci vă dați seama ce nu știu, e ceva fantastic, e ceva să se oprească un glonț în tine. Păi eu sunt mască de glonțe, ce sunt eu? Din asta, cămașă de... Și așa rănit ați plecat de... peste hotare și am de plecat. Atunci sunteți peste Am hotare, plecat dar în aici nu Franța. vi s-a... Am plecat în Franța. Eu de mai mulți ani de zile aveam niște prieteni pe la Timișoara care îi vedeam și ne antrenam în felul nostru pentru a deveni nu niște soldați de elită, dar pentru a ne antrena pentru în ziua în care este nevoie să ne fie de folos. Și uite cum am angajat în Legiunea Străină. Franceză. Da, în Legiunea Străină franceză. Legiunea Străină este numai franceză, nu este americană, iugoslavă sau poloneză sau altă, numai și numai franceză. Legiunea Străină franceză, da. Unde cred mi s-a că mai schimbat sunt numele? țări, cred că mai sunt țări care angajează militari legionari, în sens că mercenari. Ni se spune mercenar, dar adevăratul cuvântul lui nu este ăsta, pentru că dacă stați, se mai fac și misiuni, este la nivel înalt și eu nu prea pot să vorbesc, nu că pot, nu-mi dă voie, regulamentul interior nu-mi dă voie să divulg niște chestii. Dar oricum, ce deja pot să ați spun ieșit că din armată, acum lucrați civil, parcă nu? Da, da, am numai fost că alta e gardat. Problema. Acolo aveți toate onorurile, aveți și legitimație de veteran al armatei franceze, dar aici acasă nu aveți nici recunoașterea faptului că ați fost rănit, nici recunoașterea faptului că ați participat la Revoluție. Nu am nimic. Și mai departe, domnul Ilie Brânzei, colegul meu, el are acte, el este recunoscut. Se vede în piesele care o să le... Ați văzut foarte bine că este recunoscut de sistem.
că a Păi fost da, am renunțat văzut și el. și legitimații, dar și o mărturie a lui în care povestește despre dumneavoastră și spune cum ați fost răniți ambii. E logic, e normal. E logic, e normal. Da, dar, în aceste condiții, acest dosar, pentru că noi doi avem un dosar la securitate, acest dosar mamut făcut de procurorul Dan Voinea, a fost făcut mamut, cum numele îi spune, mamut. Un escroc, un. Nici nu știu cum pot să-i spun omul ăsta. Nu știu ce nume să-i dau, pentru că nici nu vreau să-l jignesc și mai ales să mai și poarte plângere împotriva mea, să mai ia dracu, să mai intru și pe la pușcărie pe aici, să mai mă bage la pușcărie acum bătrân în sfârșit de viață. Da, dosarul în ce fel? Că ați fost răniți sau că ați participat la Revoluție sau ce fel de dosar era? Da, păi Ilie Brânzei, păi e normal, s-a făcut, cum să spun, și Anchetă. anchetă, păi bineînțeles, păi bineînțeles, și suntem persoane, suntem victimele ale sistemului din epocă. Am fost, dar ei nu vor să fie, eu sunt conștient că adevărul va fi dificil de aflat, domnul Brega. Adevărul va fi dificil, foarte dificil de aflat. Dar ați Și este încercat, dificil, că ați mai nici ora revenit. actuală. Ați încercat probabil, nu? Că ați revenit în țară periodic, nu? Bineînțeles, eu v-am pus o piesă la dispoziție unde întreb Spitalul Județean, drag mie, care mi-a, pe undeva mi-a salvat viața. M-a părăsit spunându-mi că nu, ei nu mai au nimic și că dosarele sunt arse și se ard și basta. Deci nu poate să mă ajute. Le pare foarte rău de mine. Deci, lor, eu nu i-am întrebat pe ei să plângă în același timp cu mine, dar lor le pare rău de mine și nu poate să-mi furnizeze actul ăsta de care eu am nevoie, aveam nevoie ca să pot să-mi fac. Problema este simplă, că nu vreau să fac un. Problema este simplă. Eu vreau să mă întorc La în țară. Baștină, în țară, da. Eu vreau să mă întorc în țară, să câștig cât câștig. Dar cum poți tu să te întorci? Undeva, sufletul meu e tot timpul acolo, viața mea, am părinți care sunt în viață, dar n-am putut, am rămas să fiu, cum să spun, să fiu subjugat ancor încă în altă țară, încă în altă țară, deci să fac serviciile unei alte țări. Poate eram util în țara mea, poate sunt util și la vârsta asta. Și Și mi-ar place să. deci vă doriți ca statul român să recunoască participarea dumneavoastră la Revoluție, faptul că ați fost Da, rănit? cu orice preț, cu orice preț, cu orice preț, cu orice preț. Am să fac apel la dumneavoastră, pentru că eu fiind aici, în sistemul, trăind aici, în momentele astea sunt și lucrez de 4 ani de zile, sunt securitate la primarul din comuna unde stau, San Laurent du Var. Deci, și în 30 de ani aici am văzut o grămadă de chestii. Am văzut, puteam să mă plâng la M6, la TF1, la M3, la mai multe televiziuni. Nu m-am plâns la niciuna. Am păstrat pentru mine. Dar vă promit, prin intermediul acestui video, că devenirea mea în România, mi-au mai rămas 2 ani. Ăsta e secretul, vi-l spun. Mi-au mai rămas 2 ani ca să fiu la pensie, să pot să ies la pensie, pentru că ei se iese la pensie la 62 de ani. Anticipat 61 și 6 luni, voi veni în România, voi veni în România și voi face apel la dumneavoastră. Ca să mergem peste ei, că sunt sigur că cu dumneavoastră eu voi câștiga drepturile ce nu am reușit 30 de ani. Eu sunt sigur pe mine. Deci, Dar mai povesteați în altă discuție a noastră că pe lângă statul român, care v-a lăsat fără documente, fără recunoașterea statutului de victimă, și soția, fosta soție de acolo, din România, de aici, din România, de la Reșița, v-a făcut o da. boacănă și v-a declarat mort ca să vândă apartamentul. Cum s-a întâmplat? Da.
Este scurt, eu o să trebuiască să vă citesc, pentru că nu am numele și nici nu, la ora asta nu prea am viziune bună. Da, ar avea niște, prin niște martori, Varga Maria și Vancea Domnica. Persoanele astea au Sper că declarat ați în fost instanță auzit. că sunteți mort, da? Aceste persoane sunt martorii ei. Și avocata ei o cheamă Bucea Geta. Avocata ei. Da, aceste persoane m-au declarat mort ca să poată să-și facă interesele. Divorț și alte care au... Deci, ca să poată să-și facă asta, ei pe mine m-au declarat mort. Și când ați aflat asta? Am aflat asta în anul 2000 în 2001, care m-a costat o grămadă de bani, o sumă impresionantă, să pot să recuperez actul de deces al soției, care a murit în 94 de un cancer. Dar fapta Da, când s-a întâmplat, că dumneavoastră ați aflat în 2000, dar fapta asta lor de declarație falsă, când s-a întâmplat? Până să moară ea, în anii 90 sau până la Revoluție chiar? Declarații, eu am dat exact aici. Deci sentința din 24 septembrie 91, definitivă și irevocabilă. Deci la 2 ani după ce ați plecat din țară. 12 a 2, 92. La 2-3 ani după ce ați plecat din țară. Exact. Dar poate nici nu știa despre existența dumneavoastră. I-ați trimis semnale de acolo, din Franța? Știa că ați plecat peste hotare? Da, bine. Bineînțeles, domnul Monami, eu aveam 2 copii în România. Au rămas cu ea. Eu nu puteam să... Au rămas în grija ei și eu pe unde am fost, prin războiul din Irak, în Arabia Saudită, am fost de 2 ori casca albastră în Iugoslavia, la Sarajevo, am fost în centrul Africii, capitala Bangui, am fost în Djibouti. Eu pe unde am fost, în ce misiune am fost, eu tot timpul trimiteam bani, pentru că într-o misiune primeam niște bani lunar. Deci salariul meu era, de exemplu, în epoca aia vorbesc, da? Să zic 1000 de franci, să spunem 1000 de franci, deci nu vă dau acum detaliat, poate avem 1421. Da, da. Vă spun în mare, deci din 1000 de franci, noi pe teren, în fiecare lună, primeam 200-300 de dolari. Și eu banii ăștia, printr-un popă din legiune, îi trimiteam, era singura mea sursă. Îi trimiteam și îi ajutam cum puteam și eu. Asta e situația. Asta a fost situația. Oricum, nu regret că am trimis bani. Nu regret multe puncte de vedere. Nu regret că m-am dus unde a fost nevoie de mine, în orașul meu, unde trăiam. Am vrut să fiu util. Nu regret că am fost util. Ce regret? Că în ziua de astăzi, problematica s-a pus că eu nu am putut să mă manifestez. Pentru că, intrând în legiune, eu nu știu, dacă dumneavoastră știți, mi se schimbă numele și toate actele. Oho, deci, având o nouă identitate, eu abia în 2008, am reușit să mă... Pentru că și eu și la ora actuală mai am tangențe cu legiunea. Deci în 2008 am reușit să-mi recâștig numele. După aceea, ce să vă spun, că am făcut o boacănă și m-am întors înapoi în legiune, da. M-am întors înapoi în legiune. Legiunea mi-a schimbat din nou numele. Pentru că ți-l schimbă numele de câte ori este nevoie. Și ce este plauzibil, cel mai, că legiunea este... Nu un stat, este o armată care nu te lasă niciodată. În criza asta am fost sunat dacă am nevoie, dacă m-am îmbolnăvit. Vă dați seama, m-a sunat să vadă dacă m-am îmbolnăvit. Să vadă dacă am nevoie. Să trimită soldații aici. Să-mi aducă mâncare, să mănânc. Ce am nevoie? Mi s-a stricat ceva? Tot am fost... Sunt... Nu,
am zis să se ducă la alții care au nevoie. Eu pentru moment nu am nevoie. Mulțumesc, domnule Constantin Golențanu, pentru mărturie și Eu vă pentru mulțumesc, încredere. domnul Vrega. Eu am să fiu, malgreu că am un trecut destul de, cum să zic, compresat și tumultos, eu vă iubesc, cum ziceți voi moldoveni, vă iubesc, iubesc. Iubesc felul cum munciți, ce faceți și vă susțin. Vă susțin grav, vă promit. Am nevoie de dumneavoastră. Dacă eu cer o mână de ajutor, eu acum ori mă spovedesc la popă, ori mă spovedesc la dracu. Cum, nu știu. Eu nici popă, nici dracu nu sunt, pentru că sunt ateu și nu cred în minunății. Da. Mi-am dat seama și eu mai târziu. Nu mai cred nici eu în nimic. Știți în ce cred? În mine și în ziua de mâine. Da, și mai cred în dreptate, în justiție, în drepturile omului, în compasiune, solidaritate, valori general umane, pe știu. Care le găsesc și în Africa și în Sarajevo. Domnul Brega, Monami, Oleg Brega. Monami. Monami. Domnul Brega, eu sunt atât de ferm și de convins că o să, dacă se trebuiască, nu cu bicicleta și nici cu brâncuș, cum am mers pe jos, am mai povestit, nu știu prin ce metodă, dar vreau, cred că o să ajungem împreună cu forța care o avem și până la CEDO mergem cu ei. Nu, ținem dar mergem legătura. În direct, nu mergem așa. Ne-am înțeles. Mergem în direct, mergem. Vreau să mergem în direct. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot ce faceți și am un cuvânt să vă spun. Amintiți-vă dumneavoastră și uitați-vă puțin înainte câți nu s-au bătut și au pierdut viața. Câți oameni iluminați n-au murit prin pușcării. Ați văzut ce a făcut sistemul comunist cu ei? I-a închis pe cei mai deștepți. Pentru că sunteți un om iluminat. Nu se vede. Nu că cunoașteți două decrete. Nu, nu. Și eu nu vă fac... Eu nu sunt, cum se zice în franceză, vorbiți franceză. Înțeleg, da. Mange merda. Deci, eu nu sunt unul din ăla. Eu sunt o persoană, eu am coloana dreaptă. Eu nu sunt chinez. Ok? Mulțumesc pentru încredere. Am înregistrat asta și sper că îmi dați voie să public. Și încercăm, da, împreună să facem presiuni tot publice ca să vă fie recunoscute drepturile. Eu tare m-aș bucura. Timpul o să fie foarte scurt. De că ajung, pentru că am vorbit cu niște persoane destul de importante care mi-au spus pașii de făcut. Eu trebuie să merg să dau declarație în fața unui procuror. Asta se întâmplă la București și eu am să vă caut. Cum dumneavoastră îi mergeți după ăla, chiar dacă v-am jurat și v-ați scuipat și nu știu, așa o să vin eu după dumneavoastră și să vă caut în tot București și tot vă găsesc. Ne-am înțeles. Ținem legătura. Sănătate. La revedere. Cu plăcere.